Da. Hai să începem. Este Emana. Crema pentru acasă. Clasa A. 6-a. Azi suntem în 26. 0. 3. 2018. Da. Care-ți probabilitatea, aruncând 26 de zaruri? Da, da. Care este probabilitatea ca aruncând 2 zaruri să obținem 2 fețe, astfel încât suma pătratelor numerelor de puncte de pe ele să fie un număr prim? Bun. Acum, o să o iau un pic mai ușor. Trebuie să înțelegem ce înseamnă probabilitatea. În momentul în care aruncăm un zar, acela este un eveniment. Evenimentul acela, ca urmare a acțiunii acesteia care a făcut-o noi, urmează să apară una din cele 6 fețe. Da. Ei, care e probabilitatea ca aruncând zarul să apară fața cu 3, cu cele 3 puncte? Păi este... Avem 6 fețe. Da. Și noi nouă ne trebuie un număr. Ai găsit 1 pe 6. 1 pe 6. Deci, ce este probabilitatea? Deci, dacă am notat cu A egal evenimentul apariției feței cu 3, da? Fața cu 3, cu 3 puncte, atunci, probabilitatea ca să se întâmple acest lucru, deci probabilitatea ca să apară fața cu 3, înseamnă așa. Noi știm că probabilitatea este egal cu, spune tu, raportul dintre numărul cazurilor. Numărul cazurilor supra numărul de lucruri alese să le ap. Da. Probabilitatea este raportul dintre cazurile favorabile supra cazurile posibile. Cazurile, deci numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile. E favorabil mic. Ce mă favorizează pentru apariția acestei fețe, pentru realizarea acestui eveniment? Să apară 3. Deci, dintre cele 6 posibile, când am aruncat zarul, sunt 6 fețe, și dintre cele 6 posibile, una singură mă interesează. Una singură mă încântă pe mine. Sau îmi place să apară. Și de ce favorabil e un singur caz, iar posibile... Sunt 6. 6 variante. Și atunci probabilitatea este 1 pe 6. Ca și cum ai, dacă ai aruncat de 6 ori, ai șanse să apară fața 3. Mm. Da? Nu pot să spun. Deci e probabil, de aia spune probabilitate. E posibil să apară, dar tot atât de până e posibil să nu apară, nu? Ei bine, în condițiile, deci asta e probabilitatea evenimentului acesta. Hai să notăm cu B evenimentul apariției unei cifre cu un număr par de puncte. Adică 2. 2, adică 4 și 6. Deci notăm cu B evenimentul apariției unei fețe. Cu un număr par de puncte. Da? Cu număr par de puncte. Adică probabilitatea să se întâmple acest eveniment B este egal cu numărul cazurilor favorabile. Favorabile ar fi câte? Câte? Ar fi, ca să fie un număr par, da. Ar fi 3 pe 6. Adică deci favorabile sunt 3,
2, 4 și 6. Probabil sunt 6. Și posibile, posibile. Sunt 6. Deci înseamnă 3 pe 6, care înseamnă 1 pe 2. Da? Că jumătate înseamnă din cele 6, jumătate, deci este 1 pe 2. Acum, care ar fi probabilitatea ca aruncând, să spunem, ambele zaruri, să apară 6-6. Păi ar trebui să punem la 1 să fie 1 pe 6, un zar să fie 1 pe 6 și un zar tot 1 pe 6. Și atunci cât ar fi? 36. 36, da? Deci sunt posibile 36 în toate combinațiile care se iau acolo, da? Sunt 36 de variante și cea care îmi place mie este doar 6-6 și asta înseamnă, nu? O singură variantă din cele 36. Deci 1 pe 36. Da, ai înțeles. Asta trebuie să reții, că probabilitatea realizării evenimentului respectiv este egal cu numărul cazurilor favorabile, care îți plac ție, care te satisfac pe tine, supra numărul cazurilor posibile. Așa. Ia acum, ce este o problemă. Așa. Nu ne putem arunca direct acolo, ci mai facem câțiva pași ca să mă convingi tu că ne înțelegi bine și până ne ducem la o problemă de aceea, da? Uite, am să văd asta 19. Deschid la întâmplare o carte cu 244 de pagini. Ok. Care este probabilitatea ca numărul paginii din stânga să fie impar? Deci, deschidem pagina are cartea. 244. Cartea are 244 de pagini. Deci, cartea are 244 pagini. Care este probabilitatea? Așa. Care este probabilitatea? Ca. Două puncte. Amin. Numărul paginii din stânga să fie impar. Numărul paginii din stânga să fie impar. Ei trebuie să... Ai studiat vreodată o carte când începe paginația? Deci, el începe. Da. Să zicem, pagina 1, pagina 2, 3, 4, 5 și așa mai departe. Totdeauna, pe pagina dreaptă, sunt ce fel de numere? Impare. Iar pe stânga sunt numele pare. Autorul spune așa. Care este probabilitatea ca deschis în cartea la întâmplare să avem pe partea stângă un număr impar. Impar. Așa zice, da? Pe partea stângă. 120 despre 244. Deci pe partea stângă. Nu întâmplător spune pe partea stângă. Nu spune pe dreapta, ci pe stânga. E imposibil. Asta e. A, e caz imposibil. Adică? Adică nu se poate. Adică care ar fi probabilitatea? Ca să întâlnești tu pe partea stângă? Zero. Zero, sigur că da. Că oricând ai deschide, totdeauna... Depinde. Cum? Depinde de cine? Dar nu mai sunt și cărți care încep cu numere, impare. Pe stânga, nu. Uite, zicem 1, 2, 3,
4, 5, vei vedea că orice carte are pe partea dreaptă numărul de impari, iar pe partea stângă are totdeauna număr de impari. Dacă ne-a zis așa, să fie număr impar, atunci rezultă că probabilitatea, hai să notăm cu, din nou notăm cu A, evenimentul ca să apară pe partea stângă un număr impar. Deci, fie A, evenimentul luat în discuție, evenimentul ca deschizând cartea, poți să scrii, da? Evenimentul, da. Ca în clipa în care deschidem cartea, pe partea stângă să apară un număr impar, da? Atunci probabilitatea realizării acestui eveniment este egal cu? Cu 0. Egal cu cazurile favorabile, niciun caz nu e, de 0, pe cazurile posibile, 244, facem 0. Aceasta este, când am probabilitatea 0, este vorba de evenimentul imposibil. Deci notează punct și virgulă, acesta este un eveniment imposibil. De aceea, cazurile favorabile sunt 0. Deci acesta este eveniment imposibil. Nu se realizează niciodată. Dar dacă aș fi cerut cu B ca pe partea stângă să fie un număr par. Deci notăm numărul paginii din stânga să fie par. Atunci, notându-l cu B, fie B evenimentul acesta, care va fi probabilitatea? 122 pe 244. De ce 122? Adică împart cartea în două. Și în toate paginile scad alea impare. Și o să am 122 supra 244. Adică 1 pe 2. Așa. Acum, vezi? Dacă trag, dacă, de exemplu, deschid cartea o dată, dar la întâmplare, pe stânga nu pot fi numai numere pare. Deci pe stânga vor fi numai numere pare, da? Deci pe stânga vor fi totdeauna numerele pare, cum am spus. E imposibil de... Orice ar face, tot numărul în pare este acolo. Numărul în pare. Da. Acum, întrebarea este câte sunt pare și câte sunt impare. Dacă ești pe cartea de la 1, așa. Pe 244, da. Ori 1, 244 plus 245 e 489. Păi fac suma Gauss. Dar de ce să faci suma Gauss? Deci, trebuie să înțelegem așa, că pe partea stângă sunt toate numele pare. Dacă dacă cartea respectivă ar fi avut numai 10 pagini, câte sunt pare aici? 5 pare, 5 impare. 5 pare, 5 impare, da? Pe acolo sunt 122 impare și 122 pare. Bun. Dar dacă ar fi, deci aici, dacă ar fi 10 pagini, fiindcă începe cu pagina 1, puncte, până la pagina 10, atunci, în condițiile acestea, ar fi fost raportul, care ar fi fost? Raportul cazurilor favorabile pe cele posibile, deci notăm evenimentul să apară, cum am zis aici, și atunci probabilitatea ar fi fost egală cu ce să zicem evenimentul ăsta, da. Care ar fi fost, sau l-am notat, par, nu? Da, da. B, ar fi fost 5, ai zis tu, 5 pe 10. Adică 1 pe 2. Da? Adică 1 pe 2. Dar dacă m-aș fi oprit la
de la 1 la 9 pagini. Păi ar fi fost 5 impare și 4 pare. 5 impare și 4 pare. Și atunci evenimentul acesta, probabilitatea de rezolvare evenimentului ăsta, cât ar fi fost? Deci 5 pe 10, nu. 4 plus 5, 4 plus... 4 pe? 4 pe 10, deci pe 10. 9. 4 pe 9. 4 pe 9. Că-s 4 de acelea pare, pare și, și toate 9 sunt impare. Cazurile, impare. Nu, toate, caz, toate favorabile. Posibile, posibile sunt 9. Așa. Deci probabilitatea evenimentului acesta a fost... Deci ești atent acum, dacă ne-am oprit la pagină pară jumătate, pare jumătate impare, dacă ne oprim la pagină impare... Să fie cele impare cu una mai mult decât cele pare. Așa, cele impare cu una mai mult decât cele pare. Cu alt cuvinte, aici ar fi fost, cum ai spus mai devreme, 4 pe 9. 4 pe 9. 4 pe 9. Acolo va fi 122. Și aici, aici am vrut să spun faptul că sunt 144, deci ne-am oprit, cum ar fi fost 10, 144, deci 240. Sunt așa, jumătate și jumătate, da? Uh-huh. Deci va fi, aici ai spus bine, 122. Probabilitatea evenimentului, realizării evenimentului respectiv este 122 pe 244, care înseamnă 1 pe 2. Da? 1 pe 2. Vezi, când se începe cu impar, se termină cu par, jumătate, jumătate. Dacă se începe cu impar, se termină cu impar, atunci... Sunt mai multe impare. Mai multe impare, cu unul. Când se începe cu impar, se termină cu impar. De aceea scădem pe unul și pe unul dăm în două. Da. Din 8 am scăzut pe unul și... și da. Odată în două, 4 și respectiv 5 sunt pare și impar. Mai departe, să vedem ce mai spune aici. Spune așa. Care este probabilitatea? Pagina 52, parcă. Da, pagina 52. Da. Așa. Care este probabilitatea ca numărul paginii din partea din dreapta să fie multiplul al lui 7? Deci, notăm cu, la punctul B probabilitatea ca numărul paginii din dreapta să fie multiplu al numărului 7. Probabilitatea ca numărul din stânga, fac așa, da? Numărul paginii din dreapta, dreapta, din dreapta, să fie multiplul de 7. Deci care e probabilitatea ca... Deci, deschizând la întâmplare, am un multiplu de 7. Să am un multiplu de 7. Adică ori 14, ori 21, 35. 14? Da. Este multiplu de 7. Dar nu se găsește pe partea dreaptă. Dar nu se găsește pe partea dreaptă. Dar pe partea dreaptă se găsește. Deci, pe partea dreaptă s-ar găsi 7, de care m-ar place? Da. Apoi? 35. Până la 35 oare nu mai găsim? 21. 21. 35. 35. 49. Deci vezi 14, nu? Pică. 49. 40, aici cât este? Iarăși un 20 și cât? 28. Iar e pășit. N-n-n-n. Adică, din multiplii toți de 7, da, dacă am fi făcut pe 28 toți... nu se găsește pe partea stângă? 28, da, pe partea stângă. Dar eu asta am spus, dacă am gândit toți multiplii de 7... Unii deci... ar fi, dar ce impare ar fi pe partea lui 7? Bun.
Ele sunt cazuri favorabile, tot 244 de pagini. Dar acum... Aș putea să împart pe 244 la 7. 244 facem la 7. Din ce motiv? Ca să aflu câți multe de 7 sunt. Să afli grupele toate de 7, da? Adică, acum tu îți dai seama că dat fiind faptul, dacă s-ar pune toți multipli de 7, toți multipli de 7, care se găsesc în succesiunea numerelor de la cât începând? De la 1 până la 244, dacă ar gândi așa. Ar trebui să găsesc un număr care să aibă componenți pe 7. Da, deci ai gândit bine, am împărțit pe 244 la 7, că în fiecare grupă de câte 7, fiind de 7, 7 multipli de 7, se află un multiplu acolo, da? Deci așa ai gândit, 244 împărțit la 7, ia să vedem. Noi urmărim acum să vedem cazurile favorabile. Că favorabili sunt atâta, 7, 21, 35, vezi? Sar din cât în cât. Din 14. Din 14 în 14. N-ar trebui să vedem câte grupe de 14 ca să mai pierdem timpul. Din 244 la 14. Așa. Deci 244. Îl împărțim la 14. Cineva la 2. Și 4 împărțit la 14. Deci 2, 20 și cât? Deci, 4. De ce ai zis 2? De 2 ori merge? Nu. Așa. O dată. Cineva la 10. 104. Deci 14, 10. Da. Din 4. Așa. Merge de... 7 ori. De 7 ori. Tu vezi. 7 ori 4. 7 ori 4 vine 28. Da. Și vine 98. 98. Așa, hai. 6. Da. 6, da. Așa. Deci 17 și restul egal cu 6, da? Bun. Hai, leagă ca să-mi dau seama cum gândi problema. Păi... scad din 244, 17. Deci din 244... adun 7, scad 17 și adun 6. Întrebarea este, cazurile favorabile, ce reprezintă acest 17? Câte cazuri favorabile avem? Care sunt 17 sau sunt mai multe? Sunt 17 și 6. Adică... 6, nu știu, nu... Haide să încercăm să mișcăm problema. În prima grupă, până unde l-avem noi numai pe 7? Până la 22. Da? Deci, dacă aș zice de la pagina 1 până la 22, am o singur caz favorabil. Pe cine l-am? Pe 7-le acesta, în grupa asta. 21. Nu 21, la 20 am să spun. Adică fără să leau. Deci, am doar pe 7. De la 20... La 40. De la 20 până la 34, fără să leau asta. De la 20 până la 34... L-am pe 21. L-avem pe 21. De fapt, ce am făcut lui 20? Am mai pus încă un 14, nu? Mm-hmm. Deci, pe o lungime de 14,
Avem un singur caz care mă interesează pe mine. De la 34 până la 48. De la 34 până la 50. Păi pun 14, la 34 punem încă 14 și face cât? 49, 50. 48. Până la 48, nu 50. Că aș avea și pe 49, care e multiplu de 7 și nu vreau să mă duc. Deci mai pun încă o lungime de 14. Deci mai pun o 14 și face cât? 48. Și aici mai am eu pe unul care mă dă pe mine. Pe cine este? Pe cine? De la, este 35 în lungimea asta. Da? De la 48, dacă mai pun încă o lungime de 14. Devine 62. 62 și 62 este 49. 49 este cel care mă interesează. Vezi? Fiecare lungime de 14, fiecare lungime de 14 îmi duce câte un număr care mă interesează. Și acum, când noi am împărțit pe 244 la 14 și le-am dat de 17 ori, observăm că avem ce lungimi de 70 cu 14, nu? 70 cu 14 ar fi aici 20 cât? 21. Dar este interesant că eu aș putea gândi în felul următor. Primul 7 ăsta nu se mai află într-o lungime tot de 14. Da? Deci primul 7 care se apare este, hai să vedem. În general, de ce de 19? De la 1 până la 8. Până la 8. De 7. De o lungime de 7, da? Prima parte, deci când începe numerătoarea, primul 7 este pe o lungime de 7. Da. 9 ne-a dat restul aici cât? 6. 6 acela, 1 și cu 6 acela, dacă vrem să vedem, ajungeam exact la 7. 6 cu 7. Și acolo ar fi fost primul număr strecurat. Da. De acum, de la 7 încolo, până mai pun 7 încă 14 și m-am dus la 21, da? Dacă vreau să văd gruparea următoare, lui 8 să-i pun 14 și 8 și cu 14 cât ar face? 8 și cu 14? Da. 22, da? Ei, 22 îl încadrează pe 21. Altfel spus, nu la 20 să mă opresc. Mai departe. Să mă opresc la 22. Ca să-l prind pe cine? Pe 21. Pe 21 asta, da? Deci, am două variante ca să înțelegem. Dacă mă duc așa, până la 20, adunându-i lui 1 cât până la 20? 19. Și iată, am doar un singur 7 pe prima lungime, iar de acum încolo... Păi la 1 crește cu 19, la 1 cu 14, la 1 cu 14. Dar una este cu 19. Deci ăsta distant, da? Da. Ăsta distant este cu 19. Și de acum toate lungimile de 14 aruncă câte un număr. Da. Altfel spus, eu ce am aici? Câte grupe de câte 14? 17 grupe, da? Da. 17 grupe dacă am, înseamnă că tot așa ar fi câte grupe, de câte numere aș încadra care m-ar favoriza. Cele 17, da. De aici, da?
Și în acele 6, nu știu. Ei, acolo trebuie să gândim foarte atent. Acum te invit să fii atent, să vezi exact dacă în următoarea lungime, în următoarea grupă care se formează, se găsesc câte două. Dacă se găsește încă un număr. Păi, 14 plus 62 vine 78. Uite cum am făcut aici. Practic am făcut ce lucru aici? Am adunat de la 20, 14, da? Și s-a cadrat doar unul singur. La fel, când am adunat un 14, doar unul singur. S-a adunat 28 în care erați două. Ei, care ar fi 17 ori 14? Cât ar face 17 ori 14? Aveți? 238, da? Da. Deci, mergând așa, am la un moment dat 238. 238. Din 238 să scădem în 14. Ia să vedem, 238. 224. Da, 224. Deci în lungimea asta, de la 224 până la 238, am doar un singur număr care mă favorizează pe mine. Da. Ei bine, acum știi care e acel număr? Ar vrea să văd dacă te poți prinde de el. Cine este numărul acela care mă multiplu de 7 și să mă favorizeze? 231. 231. Deci 231 este cel care este încadrat aici. Da? 231. Acum, de la 238. La 244. Da. Dacă adun 14, da, o să ne dea 252. 252. Da. Dacă îi adunăm un 7, ne dă 245. 45. Mai prea mult. 245 l-a depășit. A depășit. Și ăsta era cel care mă interesa pe mine, 245. Și se vede treaba că 245 nu este prins, da? Da. Deci 245 nu este prins. Recapitulăm. Încă o dată, sunt foarte, foarte interesat să văd cum îngândesc aceste grupe de câte 14, 14, 14, nu? Că noi așa, lungimea de 14 ascunde pe câte unul. Dacă mă duc în pagina asta înapoi. 14 din 20 scăzut un 14. Din 20 scăzut 14? Da. 6. 6, da? Deci 6 acela, da? Ei, 6 este exact restul acela de acolo care adăugat aici. Dar nu se găsește nimic în el. Și nu se găsește nimic în el. Deci, cu alte cuvinte, acoperirea lui 14 plus 6 mă duc până la 20. Da? Și atunci, înseamnă așa că e singurul 7 care l-am aici. De acolo, după vine